Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pentru tine, noul an 2022 îți va aduce succes dacă lucrezi neobosit nu numai pentru tine însăți, ci și pentru ceilalți. Cu toate acestea, nu ești străină de acest lucru, mai ales că va trebui să lucrezi pentru o remunerație bună. Taurii și sunt oameni încăpățânați, sunt obișnuiți să depună eforturi pentru a atinge orice obiective, așa că pot fi depășiți de sindromul impostorului, li se va părea că nu merită beneficiile care cad asupra lor ca dintr-o cornucopie. Mulți tauri vor trebui să învețe să accepte darurile destinului și să simtă recunoștință în loc de neîncredere. Principalele evenimente din anul Tigrului se vor desfășura în prima jumătate a anului 2022. Inițiativele tale de afaceri din februarie vor produce rezultate strălucitoare în vară. Prin urmare, nu ți amână ideile, ci încearcă să le implementezi. Este puțin probabil ca o mulțime de oferte de muncă și o mulțime de probleme urgente să lase loc pentru trândăvie și distracție ușoară. Totuși, nu te lăsa prea departe cu munca ta. Caută mijlocul de aur în toate. Nu uita de cei dragi și rude. Nu te feri de responsabilitățile familiale, dar în același timp încearcă să găsești o oportunitate de relaxare. Noi cunoscuți vor juca un rol foarte important. Va trebui să asculți cu atenție pentru a nu rata semnele importante ale soartei. Ar trebui să fii deosebită de atentă la sexul opus. Nu va fi multă timp pentru aventuri de dragoste și romantism. Nu te supăra. Nu vei rămâne fără dragoste și căldură. Cel de care ai cu adevărat nevoie este întotdeauna lângă tine. Și, în cele din urmă, veți înțelege aceste lucruri la sfârșitul anului când vei spune cu satisfacție, viața este un lucru bun. Așa cum am spus, 2022 va fi plin de noi cunoștințe și schimbări de viață. Vine un moment favorabil pentru schimbarea activității și obținerea unei noi profesii. Fundalul tău trecut va fi o bază solidă pentru construirea ceva nou. Dacă ești singurică, ești încurajată să te arunci în lumea activității sociale. Anul 2022 îți va aduce mulți noi cunoscuți utili, va exista șansa de a găsi un suflet pereche. Prima jumătate a anului este cel mai bun moment pentru călătorii. Anul va fi decisiv în ceea ce privește relațiile de dragoste. Este posibil să pui capăt a ceea ce te-a făcut nefericită? Poate că vei începe o nouă cale cu un nou partener. Multe femei născute sub constelația Taur, în anul tigrului își vor găsi sufletul pereche și se vor confrunta cu o alegere, să își lunească sau nu viața cu el. Anul 2022 pentru Taur va fi semnificativ, în primul rând în domeniul relațiilor. Dacă ai căutat multă timp în suflet pereche, atunci poți fi sigură că acum este cel mai bun moment pentru a găsi un partener. Dar pentru aceasta trebuie să-ți împingi ego în fundal și să înveți să-ți asculți partenerul și să faci compromisuri. Sub influența planetelor, tu însă-ți vei dori să asculți un partener mai degrabă decât să mergi împotriva părerii sale. În anul tigrului, vei avea puterea de a depăși orice dificultăți pe calea creării unei uniuni puternice. În a doua jumătate a anului 2022, vine un moment favorabil pentru căsătorie pentru taur, căsătoria promite să fie stabilă și puternică, cele mai importante deciziile vei lua în mai și noiembrie, în plus, anul acesta poți planifica în siguranță excursii romantice pentru doi, cea mai bună perioadă este din ianuarie până în martie, februarie va duce multă muncă și, ca rezultat, creșterea carierei. De asemenea, ai grijă de baza ta materială, nu renunța la un loc de muncă cu jumătate de normă. Zilele în care norocul va poposi în casa și în viața ta în 2022 sunt afișate pe ecran. Dacă ești născut între 21 și 30 aprilie, la începutul lunii februarie, vei avea multă energie pentru a-ți atinge obiectivele. Dacă depui eforturi pentru creșterea profesională, atunci în această perioadă îți vei putea schimba locul de muncă într-unul mai prestigios. Prima decada lunii mai este momentul să abandonezi stereotipurile învechite, să începi să trăiești într-un mod nou. Deja în maiunie, poate apărea în viața ta un tovarăș, care îți va împărtăși toate bucuriile și greutățile, dacă ești născut între 1 și 10 mai. Anul 2022 va fi un an foarte plin de evenimente și interesant, mai ales dacă te străduiești să faci cunoștințe noi. În martie, vor apărea noi prieteni în care poți avea cu adevărat încredere. Nu te vor părăsi în momente dificile. Mijlocul lunii mai va fi marcată de adoptarea unei decizii importante, vei putea în sfârșit să te desparți de iluziile tale și să începi să-ți schimbi viața dramatic. În noiembrie, Există șansa ca vechiul tău vis să se împlinească. Dacă ești născut între 11 și 20 mai, la începutul anului 2022 poți simți că persoana iubită se îndepărtează de tine, ascultând mai puțin părerea ta. Pentru tine, acesta va fi un stimulant pentru a deveni mai bună și a deveni din nou principala femeie în ochii iubitului tău. În iunie există șansa de a-ți îmbunătăți situația financiară de ce nu rată oportunitățile de câștig. Dragostea în 2022, la începutul anului 2022, pe frontul amoros al majorității taurilor, nu va exista nicio schimbare. Stelele asigură că totul este calm, stabil și definit, și depinde doar de tine dacă acest lucru va continua. În martie, sunt posibile ușoare tulburări în sfera emoțională. Cei mai susceptibili la ispite vor fi bărbații. În același timp, nu este exclusă o întâlnire care va avea consecințe de anvergură, și este puțin probabil să fie plăcute, deși la început poate părea că dragostea a venit pentru vecii vecilor, înșelăciunea acestor sentimente va fi dezvăluită mult mai târziu, iar apoi va veni inevitabil dezamăgirea, dar aventura romantică de primăvară te va învăța să apreciezi ceea ce ai. Și această experiență te va ajuta să găsești liniștea sufletească și să stabilești cu ușurință relații cu cei dragi. În aprilie și mai 2022, ar trebui să acorzi puțin mai mult atenție aspectului tău. Relația ta cu persoana iubită va străluci cu fațete noi dacă te vei schimba mai des. Atât bărbații, cât și femeile, în acest moment, ar trebui să adere la această tactică. Gândiți-vă mai întâi la partenerul vostru și apoi la voi înși vă. Și numai în acest caz, toată lumea va fi bine. A doua jumătate a anului 2022 ar putea fi crucială pentru cele care încă nu și-au legat nodul la șorțul familiei. Trebuie să faci alegerea principală în viața ta. În ciuda faptului că ți va fi greu să te despați de libertatea ta, decizia de a construi o relație serioasă se va dovedi a fi cea potrivită. În toamna anului 2022 vei fi populară cu sexul opus. În septembrie și prima jumătate a lunii octombrie, astrele promit multe întâlniri interesante. Dar sfârșitul lunii octombrie îți va cere să decizi în cele din urmă, la urma urmei, eclipsa de soare din 25 octombrie îți va prezenta nevoia de a te lega în parteneriat. La sfârșitul anului 2022 Situația din familie va depinde în primul rând de, de relația cu sufletul pereche, dacă reușești să nu te cerți, atunci toți membrii gospodăriei se vor simți fericiți, generația tânără are acum nevoie de părinți calmi și mulțumiți, banii pentru 2022, în nou an, este mai bine să riști cu înțelepciune, aceasta este probabil principala recomandare pe care horoscopul ți-o oferă pentru 2022 în prima jumătate a anului, Venus creează condiții pentru o creștere stabilă și sigură a bunăstării materiale. Cu toate acestea, nu te grăbi să urmezi ofertele tentante pentru a câștiga banii rapid. Verifică mai întâi totul în mod corespunzător. Cel mai bine este să cauți mijlocul de aur în orice lucruri materiale, deoarece o dorință excesivă de îmbogățire te poate dezamăgi. Începând de din iunie, problemele financiare vor deveni mai ușoare pentru tine. A doua jumătate a lunii iunie este cel mai bun moment pentru afaceri, cumpărături, economii. Până la sfârșitul verii, vei avea, de asemenea, suficientă energie pentru a rezolva diverse probleme materiale. În ceea ce privește cariera ta, mai ales la începutul anului, nu există o creștere vizibilă. Dar în prima jumătate a anului vor exista condiții ideale pentru a te simți foarte cerut în profesia ta preferată. Cele mai câștigătoare și promițătoare domenii de activitate pentru tine în acest an: artă, design și arhitectură, coafură și tot ce ține de frumusețe și sănătate. Reprezentanții altor profesii ar trebui să acorde mai mult atenție esteticii și formei externe a procesului de lucru. Amintește-ți Totul în lucru ar trebui să fie frumos. Atunci munca ta va fi răsplătită cu generozitate. Dar aceste lucruri nu se aplică doar forme externe. Frumusețea și armonia ar trebui să fie prezente și în relațiile de serviciu. Dacă ești într-o poziție de conducere va trebui să stăpânești arta compromisului în anul tigrului. Această abilitate utilă va fi adesea necesară în comunicarea cu subordonații și partenerii de afaceri. În cele din urmă, totul va fi așa cum ai nevoie de el. Și pentru a avea o garanție completă a acestui lucru, nu uita că un vițel afectos suge la două regine. Și, în sfârșit, un mix fată de la mine, nu te lăuda cu succesele și realizările tale, cu banii și cu succesul iubirii. Tăcerea este de aur în acest an. Sănătate în 2022. Stelele promit că nu vei avea practic niciun motiv să te îngrijorezi de bunăstarea ta. Sub influența planetelor, nu numai că poți întări sistemul imunitar, dar îți pot vindeca și multe boli cronice. Încearcă să alegi preparate naturale și, bineînțeles, nu uita de yoga, nutriție adecvată, o atitudine pozitivă. În general, în prima jumătate a anului 2022, Trebuie să fii atentă la starea zonei gâtului, amigdalele, glanda tiroidă, iar în a doua jumătate a anului de sistemul respirator care este mai expus riscului, așa că evită curenții de aer și renunță la fumat. La sfârșitul anului pot apărea disfuncționalități renale, dacă ai tendința de a forma pietre și nisip, atunci este necesar să ai măsuri preventive în timp util. Horoscop chinezesc 2022 pentru taur. Dacă în horoscopul chinezesc ești șobolan, taurii născuți în anii șobolanului vor fi destul de norocoși și autoritari, dar în 2022 vor trebui să lucreze din greu pentru a obține succesul. Încearcă să demonstrezi că ești un profesionist în domeniul tău. Va trebui să faci o alegere dificilă, pace și liniște în casă sau o creștere amețitoare pe scara carierei. Reține, alinierea este aproape imposibilă. Adevărat, există o a treia opțiune pentru dezvoltarea evenimentelor, să te izoleze de lume și să te cufânzi în creativitatea solitară. Drept urmare, se poate naște o lucrare condamnată la succes și recunoaștere, dar mulți ani mai târziu. Dacă în horoscopul chinezesc ești bău, în anul tigrului, oricât ai rezista. Dragostea te va depăși și îți va schimba fundamental viața, așa să fie, Predăte sentimentului în creștere, dar nu pentru multă timp, sau chiar mai bine nu serios, la urma urmei, recunoaște, actualul tău însoțitor sau însoțitorul fidel este doar un ideal, și chiar dacă în momentul întâlnirii fatale ești liberă pe pășune, crede mă, jumătatea ta este încă în drum spre tine, pentru a risipi tristețea, Dorul și dorința de a iubi, mai bine să faci afaceri mai bune, profesionalismul, abilitățile și eficiența ta vor fi solicitate. Dacă în horoscopul chinezesc ești tigru, un an minunat pentru tauri care s-au născut într-unul din anii tigrului, pentru tine, stelele se vor aranja destul de bine în aproape toate domeniile vieții, principalul lucru este să nu te retragi din tine și să mergi cu îndrăzneală spre soartă. Iubirea va veni pentru cele care încă nu au, iar pentru cele care au totul în ordine în sfera sentimentelor tandre, este timpul să se gândească la procreație. Timpul favorizează apariția atât a primului copil, cât și a celui de al doilea sau chiar al treilea copil din familie. În ceea ce privește munca, atunci totul este în regulă cu asta, cu excepția cazului în care, bineînțeles, te întinzi pe canapea cu o pungă de pufuleț și vizionezi emisiuni culinare. Deschide umerii și pleacă. Dacă în horoscopul chinezesc ești iepure, anul 2022 îți promite o viață socială bogată. În a doua jumătate a anului, ar fi bine să te gândești la obținerea unui al doilea învățământ superior sau la dobândirea unei noi specialități. Inițiativele în comerț online, jurnalism și marketing vor avea succes. Dacă în horoscopul chinezesc ești dragon, taurii născuți în anul dragonului sunt de obicei personalități strălucitoare și extraordinare. Cu toate acestea, în anul tigrului, trebuie să înveți să asculți și să auzi pe alții. În a doua jumătate a anului, succesul te așteaptă în probleme financiare, în ciuda posibilelor dificultăți de comunicare. Dacă în horoscopul chinezesc ești șarpe, cei născuți sub această combinație de semne acordă adesea prea multă importanță bogății materiale și gândesc puțin la dezvoltarea spirituală. Pentru a avea succes în 2022, va trebui să remediezi această stare de lucruri și să te angajezi în autodezvoltare. Dacă în horoscopul chinezesc ești cal, vei avea destul de multe probleme de familie. Pentru unele, relațiile de familie pot deveni o povară deoarece tot ce afiertă de-a lungul anilor va izbucni. Astrele te sfătuiesc să te calmezi și să încerci să găsești întotdeauna soluții de compromis în conflictele familiale. Dacă în horoscopul chinezesc ești capră, taurul născut în anii caprii ar putea schimba prioritățile vieții în 2022. Poți realiza că obiectivele pe care ai încercat să le atingi mai devreme în diferite domenii de activitate au rămas dorințe neîndeplinite. Astfel, în anul tigrului, va trebui să schimbi fie obiectivele, fie căile de atins. Dacă în horoscopul chinezesc ești mai muță, zona de atenție specială este bugetul familiei, va trebui să planifici clar cheltuielile pentru întregul an 2022, lista cu cheltuielile pentru divertisment și răsfăț pe balanța financiară ar trebui redusă semnificativ, așa că vei economisi nu numai bani, ci și nervii familiei tale. Dacă te afli singură în viață, atunci dificultățile financiare ale anului vor fi mai multe decât compensate de evenimente de neuitate din viața ta personală. Pregătește-te pentru schimbări de statut social și pentru a-ți întâlni dragoste. Dacă în horoscopul chinezesc ești cocoș, stelele au lucrat neobosit pentru a-ți găsi în sfârșit locul în profesie, iar acum a venit -o timpul să-ți etalezi cărțile din mânecă. Ești gata? Este suficient pentru a dormi și a visa despre lucruri de neîmplinit. Aștepți ofertele și, fără ezitare, fi de acord, deoarece există mulți solicitanți pentru aceste loc ei te vor alege, dacă nu ai dubii, și vor lua cu tine aturile unui specialist de înaltă clasă. Și încă o surpriză. De îndată ce viața ta profesională se îmbunătățește, viața ta personală se va transforma în mod miraculos. Dacă în horoscopul chinezesc ești câine, programul tău pentru tot acesta nu acoperă întregul spectru al vieții. Lunile de iarnă sunt favorabile pentru rezolvarea problemelor de muncă. Inițiativele tale îndrăznețe vor fi susținute și vei primi chiar mai multe decât te aștepți. Există o mare probabilitate de schimbare radicală în domeniul de activitate, aruncă o privire mai atentă asupra profesiilor creative, de asemenea, poți fi predispusă spre științele ezoterice, și totul pentru că vei întâlni o persoană care are un spirit foarte apropiat, dacă în horoscopul chinezesc ești mistreț, romantismul și noutatea sunt principalele stimulente din 2022 dar în căutarea de noi produse, nu uita de vechi prieteni. Și dacă ai o familie ar trebui să fii precaută în ce privește legăturile extra și să facem noi cunoștințe. Chiar și o călătorie mentală în lateral nu va trece neobservată de cealaltă jumătate și un scandal nu poate fi evitat. Dar stelele, pentru cele ce permită totul. O dificultate, în lista fețelor nu vei găsi niciodată pe cea pe care o dorești. Până la sfârșitul anului, te poți aștepta să fii promovată. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!